articol Antonia și Velea, sfârșit de relație. Antonia și Velea, sfârșit de relație. Antonia și Alex Velea formează un cuplu de câțiva ani și au format o familie frumoasă, alături de cei doi copii pe care i-au împreună. Fanii îi iubesc și se bucură de fiecare dată când cei doi apar împreună pe rețelele de socializare. Citește și: un bărbat de 56 de ani din Focșani, reținut după ce s-a filmat în timp ce viola o copilă de 10 ani. Citește și: un preot din Constanța, amendat cu 2. de lei, după ce a oficiat o slujbă religioasă la care au venit mai multe persoane recent, frumoasa brunetă și-a sărbătorit ziua de naștere, iar partenerul ei de viață i-a transmis un mesaj emoționant, prin care îi spunea cât de mult o iubește. Părea că nimeni și nimic nu va putea să le distrugă relația și toți fanii lor se așteptau să îi vadă împreună pentru totdeauna. Citește și: disperat că nu vine ploia, duhovnicul lui Aurelian Preda a făcut slujbă religioasă în câmp pentru alungarea secetei. Starețul de la mănăstirea Dervent s-a rugat pentru agricultori. Fotocitește și: Mircea Sandu a povestit prin ce coșmar a trecut de când a aflat că are cancer. Am făcut chimioterapie 3 luni, radioterapie, operația și alte 6 luni chimioterapie. Fostul șef FRF a învins cumplita boală. Ultima postare a Antoniei, însă, demonstrează contrariul. Vedeta a scris un mesaj pe rețelele de socializare, care dă de înțeles că povestea de iubire dintre ea și Velea s-ar fi terminat. Să fie oare adevărat? Artista a urcat pe contul de Instagram o fotografie în care apare alături de cântăreț, dar cu toate că în imagine cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată, mesajul care o însoțește spune totul. Once upon a time, I love you, the end. My story, a scris Antonia în mediul online. Asta i-a făcut pe urmăritorii ei să se întrebe dacă nu cumva cei doi s-au despărțit.